Astăzi avem parte de provocări din toate părțile. Unii dintre noi sunt măcinați de griji, cele mai multe dintre ele fiind mai degrabă exagerate. Alții se trezesc prinși în mijlocul unor confruntări, în urma cărora vor încerca să-și ia cumva puterea înapoi. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec. Când credeai că totul este din ce în ce mai bine pe plan profesional sau personal, brusc simți că ești departe de o soluție care să funcționeze cu adevărat. Este foarte enervant un partener sau un șef care încearcă cu orice preț să te pună la zid. Taur! Mulți nativi au acum planuri ambițioase, doar că nu se sprijină neapărat pe resurse concrete. Așa că fii cât mai sincer cu tine. Se anunță și multe schimbări legate de locul de muncă. Gemeni! Răni emoționale mai vechi, pe care le credeai vindecate, acum se redeschid. Copiii sau partenerul te pot pune în fața unor situații neplăcute, iar inima ta se pare că este în clocot. Rac! Cu cât te prefaci mai mult că totul este roz, cu atât va fi mai greu să nu izbucnești la un moment dat ca un vulcan. Mulți nativi ar trebui să se gândească la ce ajută să pozeze în cuplul perfect, când intuiția le spune să fugă cât mai departe. Leu! Tot ce spui astăzi are efectul unei săbii cu două tăișuri. Cuvintele tale sunt așadar ori balsam, ori o travă. Deciziile pe care le iei în această săptămână au mare influență asupra viitorului tău profesional pe termen lung. Fecioară! Nu ai foarte mult elan astăzi, iar lucrurile nu merg nici de cum cu viteza cu care ți-ai dori. Alți nativi resimt tot mai puternic oboseala, iar spre final de săptămână tind să cred că ai multe motive să deschizi o șampanie și să-ți sărbătorești veniturile. Balanță! Ai unele momente când frământările cresc în intensitate și este foarte greu să-ți păstrezi nemulțumirile doar pentru tine. Din fericire, vei avea astăzi și motive să zâmbești. Scorpion! Prin minte îți trec tot felul de gânduri care pot ascunde multe griji. Încearcă așadar să nu te lași copleșit de scenariile pe care ți le faci. Iar alți scorpioni au parte de o ceartă în toată regula. Săgetător! Ai putea investi exagerat de mult timp în social media în detrimentul unor activități care sunt cu adevărat importante. Banii sunt din nou motiv de scandal, mai ales că apar cheltuieli neprevăzute. Capricorn! Astăzi nu ești în cele mai bune toane și nici nu ai foarte multă răbdare. Nu accepți în niciun caz rolul de subordonat cu capul plecat, așa că în următoarea perioadă poți avea parte de confruntări aprinse cu autoritățile sau chiar cu niște foști șefi. Vărsător! Deși ai vrea să bași sub preș niște conștientizări, nu poți să fugi de un adevăr. Azi nativ încearcă, fără prea mare succes, să renunțe la ranchiună. Până la urmă, cât de greu ți este să ierți pe cineva. Pești! Sunt oameni în jurul tău care ar putea înțelege din atitudinea ta că nu ești interesat, când realitatea este de fapt alta. Iar prietenii ți-ar putea da acum multe bătăi de cap. Acesta a fost horoscopul, găsiți mai multe detalii pe contul meu de Instagram, Bianca Nuțu. Să aveți o zi minunată și plină de iubire!